4 pe 3. A, sau în funcție de B? A, B în funcție de A, D mi-ar trebui. Da, și A, 4 pe 3 din AD. 4 pe 3 din AD. Da, e bine. O scoatem de ce? Scoatem de acolo. AB. AB, 4 pe 3 ori AD. Egal cu 4 pe 3 ori AD. Au același sens, e bine, nu? Da. AD. AD, corect. Bun. Deci, vedem, e 4 pe 3 din AD. E bine. AD și ceva în plus, nu? Plus BF. Da, dar am scos de la acolo. Da, plus BF. BF tot știm, uitați. BF. Unde este F? Unde e F, tocmai unde? BF este... Nu chiar. De 4 ori BE. A, da, e de 4 ori BE, corect. De 4 ori BE. Da. Bun, acum luăm pe celălalt, nu? Sau dăm faptul că un 4? Și aș putea să mă duc la AD, că AD împarte pe GC într-un raport AD. Eu trebuie să muncesc cu AF-ul ăsta până nu mai pot și să-l aflu pe AF în funcție de AG. Ca să-l duc încolo. Hai să ne luăm în acolo. Acum hai să facem și cu... O secundă. AD. Ți-amintești când avem o problemă așa. AB. Și un punct O. Și avem un punct M care împărțea într-un raport încât AM pe MB. Știam că AM pe MB egal cu o valoare K. Atunci DM sau OM acela, OM este egal cu 1 supra K plus 1 ori OA ori OA plus K supra K plus 1 OB. OB. Asta facem noi cu AD-ul, nu? Așa facem noi cu AD. Raportul în care împarte D-ul este pe locul lui M acum, da? Da. Deci avem că... AD. Și cine e omul? Omul e AD. OM este AD-ul. Care împarte pe GC. Deci noi ce avem? A, G, C, te uiți, Mirana. Da. Deci noi avem DG supra DC, deci în triunghiul, în triunghiul, A, G, C, avem că DG supra DC, DG supra DC, egal cu 2 pe 1, egal cu 2. Și atunci, AD este egal cu K ori AG cu 2, 1 supra 2 plus 1 ori AG plus 2 supra 3 ori AC ori AC. Deci, eu am pe AD acum, îl pot înlocui, da? Da. Mi-a intrat AG-ul, sunt foarte fericit. Da, și acum așa o să urmă. Și pe AC-ul, vreau să-l fac și pe AC. AC din raportul ăla cu cine e, doamnă? Avem raportul dat, domnul profesor, scris. Da. AC este 3 pe 2 din AE. Deci AC e egal cu 3 pe 2 din AE, nu? Egal cu 2 pe 3 din AE. Ba, 3. AC. Ia scoate-l de acolo. A, 3 AE pe 2, da. Da, 3 pe 2 din AE. Da. Deci A, C, egal cu 3 pe 2, A, E. Deci A, C, vector, da? Dar hai să scriem cu AD-ul ăla. Deci AD e egal cu 1 supra 3 AG. Egal cu 1 pe 3 AG. Ori A, G. Plus. Și acum ia să vedem, 2 pe 3. De aia vedeți cum mai avem din mulții cu un procent acolo. 2 pe 3, A, C. Ori 3 pe 2. 2 pe 3 ori 3 pe 2 iese 1. Înseamnă AE. Doar AE. Plus AE. Deci 2 pe 3 ori 3 pe 2 plus AE. AE. Și acum pe AE lucrăm la fel în triunghiul ăla. Cum am lucrat aici.
Exact. Nu? Exact, exact. Ia să șterg aici un gheață. Da. Asta. Scrie. Ce trebuie? Deci, o să facem un triunghiu. Vreți să ziceți raportul în funcție de ce? A, B, F, ca să, să scot pe A, E. O, și cu cine? A, E în funcție de cine? Deci, mie îmi trebuie să înlocuiesc pe A, E și intre A, F-ul, care îmi place. A, F-ul vreți să vă intre, da? Da, să-mi intre A, F-ul. Hai, zi-mi eu. Deci, în triunghiul. Care? A, E, F. A, E, F. Aveți aici raport, domnul profesor? Păi am. Că B, F e împărțit. A, E, B. Sau e, B supra E, F. Sau E, F supra E, B. Noi nu avem pe E, B, triunghiul A, E, F. Păi stați că n-am abimit triunghiul, de-aia vă zic. A, B, F poate vreți. A, B, F, da, în triunghiul A, B, F. A, B, F. A, B, F. Corect. Cu raportul... E, F supra E, B, azi. E, B. E, E, F. E, F, adică. F, supra, e, B, supra, e, B, e egal cu, acolo e 3, 3, pe 1, 3, pe 1, 3, bun. Și atunci, de aici, A, E, A, E, este egal cu, 1 supra, 1 supra, 3 și 1, 4, 4, ori A, F, A, F, plus 3 supra 4, că 3 sunt aici, da. 3 supra 4, ori A, B. Deci A, eu, care, de care, pe care l-am aici înlocuit. Da. Acum l-am mai obținut pe cine? L-am mai obținut pe A, F, care l-ați vrut, care am și pe A, B. Și pe A, B, pe care am să-l înlocuiesc în funcție de A, D. Bun. Iară? Da, ca să-mi intri în final AG-ul să-mi rămâne. Noi vrem toate numai în AG și AF? Sau AG și AF, să fie o relație în AG și AF ca să le văd în ce raport se află. Bun. Deci... Și noi suntem unde acum? Deci AC-ul... AD-ul vă dat... AE-ul este 1 pe 4 AF plus 3 pe 4 AB. Da? Și pe AE-ul ăsta să-l locuiesc aici. Da. Deci o să am ca AD... AD egal cu 1 pe 3 AG. AD egal cu 1 pe 3 AG. 1 pe 3. 1 supra 3 AG. Plus AEU. Plus AEU. AEU e în fața dumneavoastră. 1 pe 4 AF. 1 pe 4 AF. Plus, plus 3 pe 4 AB. 3 pe 4 AB. AB. Bun. Da. Noi am plecat de la AF, nu? Da. Și am ajuns aici, 4 pe 3 da, AD. Da, și am plecat la AD-ul ăsta. Plus 4 BE. AD-ul ăsta, suntem aici. Da. Mi-a intrat AG-ul. Da, mi-a intrat AF-ul. AG-ul și mi-a intrat și AF-ul. Da. Și AF-ul și îmi place, că da. De la AF am plecat de el, da? Îmi place. Plus 3 pe 4 AB. Hai să înlocuim aici. Deci egal cu, aici sunt, nu? Da. 4 pe 3 ori AB, ori AD-ul acesta, ori 1 pe 3 AG, da. 1 pe 3 AG, plus... Puneți o paranteză mai în față. Asta așa. Da. A? Plus 1 pe 4 AF. Plus 1 pe 4 AF. Plus 3 pe 4 AB. Plus 3 pe 4 AB. AB. Și mai avem. Și plus 4 BE. Și plus 4... Uitați acolo, sunteți în continuare. Plus 4 BE. Plus 4. Mai încolo. 4 BE, da. Da. Plus 4 BE. Bun. Poți să șterg în el? Dacă am scris totul? Deci am plecat de la AF. Suntem așa. O să facem un calcul aici. Eu cred că nu, figura mea nu, figura mai trebuie. Nu, figura nu, trebuie. Și AD-ul ăsta mea mai trebuie. Dar mi-a trebuit AD-ul? Știi ce? Să aici și ne dai tu, Miruna,
eventual. Este foarte important era partea asta. Pe bază lor lucra. Am ferit componentele, dar o să vezi că lucram mult mai repede pe componente. Da? Da. Facem și așa. Calculul. Dar știm ce obiectiv avem. Ca F trebuie să fie în funcție numai cu AG. Deci, ce avem AF acum? Egal cu 4 pe 9 AG. 4 supra 9 AG. Plus. 4 pe 12. 4 cu 4 simplifică, nu? Plus 1 pe 3 AF. Plus 1 supra 3 AF. Plus AB. Plus? AB. AB. Plus... Plus AB. Plus 4 B. Plus... 16 BE pe 3. Plus 16 BE pe 3. 16 BE. Că-i 4 pe 3 ori 4. Dar știi și ăla e plus? Da. Da. Dar stai o secundă, asta e deoparte. Asta e deoparte. E deoparte? Da, asta e deoparte. Plus 4 BE. Plus 4 BE are. 4 BE. Duc acest 1 pe 3 AF în partea stângă și 3 scăzut 1 face 2 pe 3. 2 pe 3 AF. E bine? Da. Egal cu 4 pe 9 AG plus AB și plus 4 BE. 4 BE. AB și cu BE. AB și cu BE ar face AE. Nu? AB, un AB da, și cu un BE. Da. Fac AE. Și 3 BE. Deci egal cu 4 pe 9, n-am treabă aici. AG, că sunt foarte încântat. Plus AE. Plus AE. Și 3 BE fac F. 3 BE. 3 BE. Și să avem AF, ne dă. AE plus F. 3 BE egal cu F. Și o să avem AE plus F, adică AF. Deci, ne mai dăm cu un AF. 3 BE ăla, domn profesor. 3 BE. 3 BE e F. E F. E F, da. Da. Și o să avem AE plus F, care e AF. E AF. Deci asta tot pot spune AF, nu? A, da. 2 pe 3 AF minus AF. 2 pe 3. AF minus AF minus AF egal cu 4 pe 9 AG egal cu 4 pe 9 AG AG și acum 3 3 minus AF deci minus AF EF înseamnă EFA sau cum vreți da sau minus AF pe 3 minus AF pe 3 egal cu 4 pe 9 AG 4 pe 9 AG 4 ori 3 și o să avem că minus AF deci echivalent cu minus 3. O să avem ori minus 3, corect, ori minus 3. Deci minus 3 ori aici, minus 3. Da? Minus 3 a f. Adică amplificăm totul cu minus 3. Deci minus 3 a f egal cu 4 a g. Corect, asta e așa. Deci a f egal cu 4 pe 9 ori minus 3 a g. Deci din minus 3 a f egal cu... 4 pe 4 pe egal cu 4 pe AF egal cu 4 pe 3 minus 4 pe 3 face A G. Bun, și? Și asta e ceea ce ne trebuie. A, asta e AF este o constantă mulțit cu AC. Deci de unde am plecat și ne-am ajuns? AF egal cu AD plus BF. AF egal cu AB plus BF. Deci, AF egal cu AB plus BF. Plus BF. Egal cu 4 pe 3 AD, cam atât da. Egal la BF, plus 4 BE, atât egal cu BF. Așa. Și acum ne-am dus. Triunghiul AGC. N-ai mai șters, Marie? Nu, da, așa trebuie să arătăm, nu? Așa da. Trebuie să arătăm. Da. Și am zis că AF egal cu AB plus BF. Și l-am scos, acum vrem să-l mai scoatem pe AD. Și am zis că în triunghiul AGC, în da. Triunghiul AGC, AGC,
C. DG supra... DG supra DC. DG egal cu 2. Corect. Și avem rezultă că AD egal cu 1 pe 2 pe 1 plus AC și AC egal cu 3 pe 2 aici. Deci A... AD. AD egal cu în funcție 1 pe 3 ori AG plus 2 pe 3 ori AG, da, plus 2 pe 3, un 2 pe 3 față de AC. AC. Așa, și am mai zis că AC egal cu 3 pe 2 AE. Corect. Între unghiul ABF, F supra între unghiul ABF, F supra EB egal cu 3. Da. Și rostul că AE egal cu 1 pe 4 ori AF plus 3 pe 4 AB. Și AD egal cu 1 pe 3 AG plus 1 pe 4 AF. Deci AD egal cu 1 pe 3 AG aici de sus plus 1 pe 4 AF. Dar de unde e 1 pe 4 AF? Păi... Acata egal cu KC egal cu AF de C. Ca o I3. Da. Și vine 1 supra 3 plus 1 ori AF plus 3 pe 4 ori AB. Ori AB. Și am dat aici, am lucrat și ne-a ieșit. Bun. Mai ai? Nu probleme. Două relații. O secundă. Deci, ne-am formulat iarăși obiectivul. Strategii. Ne-am făcut, da? Strategii. Strategii pentru că am zis așa. Ce trebuie să arătăm noi? Păi trebuie să ajungem ca AF să fie de ca ca ori AG. Sau puteam să arătăm ca F față de A, GF față de AF. Să fie litera comună. Da. Știi bine că noi aveam în clasa a șaptea chestia asta. Unitatea paralelă dusă pentru un punct exterior. Și dacă arătam că AF e paralelă cu BC și A, GA, paralel cu tot cu BC, atunci figura care era la naștere, punctele erau coliniare. Erau coliniare, nu? Că printr-un punct exterior nu poate fi dus decât o singură paralelă. E, acum, vectorial, asta trebuie să arătăm. Și a arătat chestia asta, am zis, hai să plecăm, AF-ul. Cum îl vedem? În ce triunghi? Până când dăm peste AG. Cât se poate de clar, spre AG, acolo că el nu trebuie. Ei, și lucrând așa, stând cont din rapoarte, nimic nu a fost din ipoteză nefolosită. Tot am folosit. Tot. Ori de câte se întâmplă chestia asta, înseamnă că avem un raționament corect. Da. Ei, începe să-ți placă așa când vă înțelegi, mi-e drag așa. Deci, înțelegem și vectorial cum avem de fapt de rezolvă probleme, nu? Da. Repet. Puteam să facem asta și cu vectorii de poziții. Plasam într-un sistem X sau Y cu coordonate respective și mergea tot atât de, de bine problema. Da? Am optat pentru ideea asta, ne-am dus. N-ai avut? Da. Pare nu, dar am câștigat și varianta asta altă cu șoferit. Vectoria, cum se face. Asta putem. Te rog, Miruna. Efectul de poziție al centrului cercului înscris într-un triunghi, teorema bisectoare. Teorema bisectoare o știm. Da. Teorema. Fie ABC un triunghi și I centrul cercului înscris în triunghiul ABC. ABC și I? Centrul cercului înscris în triunghiul ABC. Cercului înscris. Mai interzit intersectoare, să zic, da? Da. Bun. Atunci, I egal cu ARA plus BRB plus CRC supra plus B plus C. RI. Atunci, R indice I. I. Egal cu. Zime. R indice A. ARA. ARA. ARA plus, plus BRB plus CRC supra plus B plus C. Plus CRC supra A plus B plus C. Păi, să încercăm să vedem ce ne vine în minte. Pe cât în disenul, nu? Da. Într-un de care? Da, noi putem face invers figura. Facem un cerc și pe mâna... Da, dacă acolo cu deci înscriem... ducem tangente de pe mâna cerc, doar așa trebuie să spune, nu? Mhm. Deci o să facem un cerc.
I. Așa, I centru. Și acum ducem triunghiul care fi tangent la tuturor. Punem pe I cu A, cu B, cu C, ce sunt acestea, sigur, în mod sigur. Deci, o secundă. Noi I n-am pus centru, 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 nu? Centru, așa o ies. Da. Așa o ies. Și ce ați întrebat? Am întrebat ce este AI. AI e bisectoare. Sigur, da. Deci, AI și dacă îi lungesc, BI și CI, toate sunt bisectoare. Nu sunt unghiurile alea, deci să ISIS, Y, Y. X, X, X. Așa facem copiii ăsta mici. X, X la bisectoare. Da. Da. Dar noi nu o să folosim chestia asta când parte unde două, nu e prea mult treaba asta. Ce știm, laturile care se opun unghiilor, se numează asta coarmic. Deci, și avem ce? Și venic. Bun. Și ce știți? Care e? CC1. CC1 fiind bisectoare, CC1 bisectoare, înseamnă că în parte latura opusă în CC1. Dar cine este? RA e... Cine e RA, RB, RC? Vectorul de poziție. Deci trebuie să-l pasăm, trebuie să-l pasăm pe ăsta într-un sistem de axe. Nu așa trebuie. Uite așa. O... Și era este asta. Nu? Iar A. Iar B. Poate cu origine. Da. Păi și nu puteam să luăm un alt punct în afară de O? În afară... E, aici este moment de inspirație, dacă cumva plasăm figura asta, o ăsta într-un punct convenabil. I n-avem cum, A, B, C, n-avem cum. Trebuie să facem. Dacă ne ducem în punctul I, n-avem cum. Ier I acela dispare. Ier I va fi vectorul lor. Și atunci apare aici că A era A plus B, R, B plus C, R, C, fac vectorul lor. Lăsându-le așa, ca să vedem să existe și era și R, B și R, C, nu rămâne de pe urmă decât să factorizăm, da? Iar ce? Așa. Și iar I, iar una, iar I, asta ar veni. Iar I. Iar I. Vectorul iar I. Bun. Cum să ajungem noi la șmecheria asta? Deci, eu știu că CC1 asta în parte, fiind bisectoare, în parte pe C1,
hai să zicem, CC1 bisectoare, deci CC1 bisectoare, înseamnă că AC1 supra C1B, AC1 supra C1B, deci AC1 supra C1B, AC1 supra C1B, este egal cu raportul laturilor care formează unghiul. Deci AC1 supra C1B egal cu BPA. Bisectoare. Deci egal cu BPA, BPA, și ăsta e K-ul acela. De ce este ca BPA? Știi cum știm că un raport... Când am un segment și împărțit din punct C1 într-un raport, deci AC1 pe C1B egal cu K. AC1 pe C1B egal cu K. Și egal cu BPA. Și egal cu BPA. Bun. Și dacă vrei să scriem cumva vectorul CC1, dacă ne va intra, da, în raport cu A și B, cum ar spui CC1? Vectorul CC1. CC1 egal CC1 cu 1 pe 2 pe lângă... De ce 1 pe 2? Nu-i mijloc. Nu-i păi nu-i mijloc. CC1 egal cu 1 egal cu 1 supra BPA plus 1 este egal, deci eu am zis AC1 supra C1B, da? Da. Va fi deci, și asta e ca 1 supra K, adică BPA. Da. Ori CA 1 supra BA plus 1. K plus 1 acolo. Plus 1, corect. Plus 1 ori CA, da, ori CA, ca vector, da? Ori vector plus CA plus plus BA supra BA supra BA supra B supra A plus 1 plus 1 ori CB ori CB mai și egal, mai lucrăm un pic la el, egal cu... Și egal cu CA supra BA plus 1. Adică ar veni aici B plus A, sau A plus B. A supra A plus B. A supra A plus B, cam azi aceeași mică, nu? A... Orice A. Orice A. Plus... Aici aș aduc la... A plus B pe A, aveți? Deci vine A plus B pe A. Da. Și B pe A, A cu A se duce și rămâne plus B supra A plus B. Orice B. Deci CC1, l-am scris. CC1 apare A supra A plus B. 1 supra A plus B, da, 1 supra A plus B putem să facem un factor, dacă vreți. 1 supra A plus B se scoate în factor, da? Și rămâne ACA plus B, CB. Deci egal cu... 1 supra A plus B ori pe lângă A, C, A plus B, C, B plus B ori C, B și cam mai departe 1 supra A plus B pe lângă A plus, în loc de CA, acum vreau să scrieți altceva, nu? Așa, în loc de CA poți să spune era A minus RC care da, e am zis noi așa, nu? În loc de da, nu. Da? Iar A minus iar C. Ți-am vorbit asta. Plus B pe lângă. B pe lângă. Iar B minus iar C. Iar B minus iar C. Bun. Și acum am să desfac parantezele. E cam mai departe 1 supra A plus B. Pe lângă. A era... Minus A iar C. Minus A iar C. Plus B iar B. Minus. Vector peste tot. Minus B iar C. Bine. Așa. Asta e CC1. Dar cine e CC1? CC1 e vectorul ăsta. CC1. Da? Pe care dăm cu ieri, egal cu. Da, da, mai avem treabă de făcut. Important este că am tradus ce înseamnă că C1 parte într-un raport dat. Uh-huh.
Eu puteam să fac același lucru, nu cu din ce. Trebuie să fac din I. IC1. Deci IC1, care, pe care îl scriam în raport cu IA, IA și IB. Da. Iar IA ăsta, IA îl vedeam... Ca 2 pe 3 ca, din... Nu. IA, ca fiind el A minus el I, și intra el I. Și era altă treabă. Deci de m-am dus, am muncit acolo, dar am muncit da. În gol. Eu de-aia m-am întrebat, da. De ce unul? Nu mi-am făcut o strategie deșteaptă. Deci nu m-am dus cum trebuie, dar uite că am înțeles că trebuie să mă duc așa, în triunghiul acela. E foarte important. Facem o strategie. În triunghiul care? A, I, B, A, I, C și B, I, C. Trebuie să le luăm de toate așa. Da? Așa trebuie. Dacă făceam de acasă și mă gândeam la problema asta, era o treabă clar. Dar așa o fac acum, nu, la prima citire și nu, n-am fost atent pentru... Deci cu asta o luăm, da? Ia stărea. Deci în triunghiul... Urmărim. În triunghiul A, I, C, A, I, B. A, I, B. A, I, B. Avem că A, C, 1, A, C1 supra C1B este egal cu AC, egal cu AI modulul, nu? AI supra IB. Dar AI nu știu ca mărime. Ba da, e 2 pe 3 din... Ai noi, nu-i 2 pe 3, nu-i la centrul greutate. Că e bisexual doar aici. Nu, nu știu asta, nu-l ales. Dar acolo A, R, dacă am notat, e sectoare și raportul ăla și putem să ținem cont și că I... A este rază. Deci mai trebuie să mă duc. Nu, ea nu e rază. Nu e rază. I, ba da. I... Nu. Raza e și nu. E perpendicular. Păi da, nu iau ăla de acolo. I... Aici? Da, e cum ar fi E, dar pare cealaltă. Păi n-am niciun motiv să zic că e... Adică, vedeți linia asta, A, I, R, cum ar fi? A, I... Aici. A, 1, cum ar veni, domnul. A, A, 1, cu asta, cu CC1. CC1? A1. A1. Acolo e A1. Dar nu e în punctul de tangență. De ce nu e în tangență? Acolo, unde era cum n-a fost aici, nu e nici aici. Numai dacă ar fi trânghisos celălalt e în punctul de tangență. Nu e rază. Asta zice, domnule. Da. Eu cred că trebuie să mă duc tot așa. Tot unde eram și am șters. Da. CC1 acela, dar mi-l dă Mirna. CC1 egal cu 1 supra A plus B. CC1 egal cu 1 supra A plus B. Pe lângă A era... A, iar A. Minus A, iar C. Minus A, iar C. Plus B, iar B. Plus B, iar B. Minus B, iar C. Minus B, iar C. Iar C. Și egal mai departe cu...